Protestul transportatorilor blochează circulația în mai multe orașe din țară. Pe centura capitalei este haos și nu se mai poate circula. Nemulțumiți de schimbările de legi și de scumpirile polițelor RCA, au scos tirurile și camioanele pe străzi și merg încet în coloană. Bianca Timșa este în legătură directă cu noi și vine cu mai multe informații. Bianca, te urmărim, ce date ai? Bun găsit! Firmele de transport din județul Cluj și nu numai au început protestul încă de la ora 10. Aceștia vor să atragă atenția guvernanților asupra numeroaselor taxe care le îngreunează activitatea, spun aceștia. Acțiunea va ține până la ora 12. Practic, toți transportatorii care participă la protest în acest moment se deplasează cu viteză foarte mică, undeva la 5-10 km la oră, de la Cilău și până la sensul giratoriu de la Luna de Sus. Practic, traficul este blocat, coloanele se întind pe o distanță de câțiva kilometri. Ulterior, începând cu ora 13, o parte dintre camioane vor merge spre Cluj-Napoca, mai exact spre cartierul Mărăști, atunci când ne așteptăm ca traficul să se blocheze în acea zonă. Șoferii au venit cu diferite mesaje pentru guvernanți, cu venere. De modificările aduse ordonanței de urgență 41/2022, care obligă echiparea camioanelor cu sisteme GPS pentru monitorizarea în timp real de către ANAF a bunurilor cu risc fiscal, de prețurile exorbitante ale polițelor RCA pentru camioane, care îi face necompetitiv în raport cu omologilor din vest, spun aceștia, de eliminarea toleranțelor la depășirea greutăților și dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor de transport rutier de mărfuri, de erorile cântarelor din frontiere, dar și de tratamentul fiscal între angajații de la stat și cei din mediul privat. La aceste proteste spontane se vor alătura inclusiv transportatori din alte zone ale țării. Și este haos la această oră și pe centura capitalei. Traficul este blocat acolo. Valentin Stan știe mai multe informații despre ceea ce se întâmplă pe centura capitalei. Valentin, ce date ai? În urmă cu 10-15 minute, protestatarii s-au oprit la intersecția centurii capitalei cu autostrada 1 București-Pitești. Este blocată toată zona, deși inițial le-au spus protestatarii jandarmilor că nu vor bloca traficul. Au făcut acest lucru. Un protest care a început în urmă cu aproximativ o oră și jumătate pe centura capitalei, vorbind despre zeci de camioane, zeci de utilaje agricole care au fost conduse pe șoseaua de centură cu viteze destul de mici, încât traficul a fost îngreunat. Însă acum vorbim despre o centură capitalei blocată în zona de a orașului. Nu au anunțat protestat când vor încheia, când vor renunța la această măsură, însă deja sunt probleme acolo, sunt cozi foarte mari, pentru că oricum fluxul de mașini era mare în acea zonă la această oră. Sunt nemulțumiți oamenii de mărirea prețurilor la RCA, dar și de creșterea accizei la motorină. Vorbim despre transportatori care au venit inclusiv din afara capitalei, au plecat dimineața către București și s-au alăturat acestei mișcări. Vă spuneam, sunt zeci de vehicule care pur și simplu stau pe loc în intersecție și blochează automat tot traficul din zona de vest a capitalei. Valentin Stan, mulțumesc. Așadar, sunt imagini pe care le vedem astăzi pe mai multe șosele din țară, pentru că are loc un protest al transportatorilor la nivel național. Sunt imagini pe care le vedem acum în direct. Sunt camioane, tiruri care s-au oprit în coloană pe șosele. Claxonează, este forma prin care protestează astăzi transportatorii și care și-au propus să blocheze circulația în mai multe orașe din țară, mai multe șosele. Pe centura capitalei vă spuneam că este haos la această oră și nu se mai poate circula. Șoferii sunt nemulțumiți de schimbările de legi și de scumpirile polițelor RCA și vă spuneam că au scos tirurile și camioanele pe străzi, merg încet în coloană și astfel de imagini pe care le vedem chiar acum în direct se pot vedea în foarte multe zone din țară, în mai multe orașe și pe
șoselele mari ale țării. Vă spuneam că transportatorii sunt nemulțumiți de noua legislație și și-au propus astăzi să blocheze circulația în mai multe orașe din țară. Este haos la această oră pe centura capitalei. Am văzut că și în Cluj sunt probleme și toate aceste probleme s-ar putea extinde chiar și în oraș, pentru că se va circula cu mare dificultate. Vedem că sunt afectați și șoferii care circulă cu mașini mici, au fost prinși în trafic. Sunt coloane întregi de mașini pe care le vedem. Aceste imagini sunt din Cluj-Napoca, sunt din județul Cluj, de altfel. Vedem, sunt mai multe camioane, tiruri care au blocat circulația, șoferii claxonează ca formă de protest, vor să se facă auziți, ei sunt nemulțumiți de schimbările de legi și de schimbările prețurilor polițelor RCA. Au scos așadar tirurile și camioanele pe străzi și protestează astăzi, nemulțumiți de aceste modificări. Sunt probleme așadar pe mai multe șosele din țară. Noi vedem acum imagini din Cluj, dar sunt probleme și pe centura care înconjoară capitala. Spunea și colegul nostru Valentin Sam puțin mai devreme, coloane întregi de tiruri și camioane s-au oprit, au blocat intersecții și în aceste coloane au fost prinse evident și alte mașini, șoferi care circulau și care acum nu au ce face, au rămas blocați în trafic și această problemă din jurul capitalei s-ar putea extinde, vă spuneam, și în oraș, pentru că sunt foarte multe tiruri și camioane care blochează circulația în acest moment. Vă spuneam că șoferii claxonează foarte mult ca o formă de protest, vor să se facă auziți, sunt nemulțumiți de aceste schimbări de legi și de scumpirile polițelor RCA. Au scos așadar în toată țara, pe șosele, tiruri și camioane și protestează în anumite zone, merg încet în coloană, în alte zone au blocat intersecții, s-au oprit pe loc și claxonează și vor să se facă auziți, vor să protesteze împotriva acestor schimbări de legi și împotriva scumpirii prețurilor polițelor RCA. Sunt imagini pe care le vedem acum din județul Cluj, dar vă spuneam că astfel de imagini există în acest moment în mai multe zone din țară, pentru că transportatorii sunt nemulțumiți la nivel național de ceea ce se întâmplă, sunt nemulțumiți de schimbările de legi și de faptul că a crescut prețul polițelor RCA, a crescut prețul asigurărilor, așa că au ieșit pe șosele și vor să se facă auziți, au dat peste cap traficul, pentru că merg în coloană și claxonează, au blocat și intersecții și stăm de vorbă acum cu Alina Crețu, directorul Asociației Producătorilor de Porumb din România. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Care sunt nemulțumirile și cât va mai dura acest protest? Ce informații aveți? În primul rând este un protest ad hoc. Este o nemulțumire a mai multor fermieri din diferite brețle, din diferite zone ale țării, care au nemulțumiri multiple, cumva acumulate acum și au ieșit la iveală aceste nemulțumiri și, să spunem, prin simpatie și susținere față de fermierii din Europa de Vest, care au ieșit și ei, în special în Germania. Aceste proteste se datorează, în primul rând, condițiilor fiscale din ce în ce mai complicate pentru agricultură, inflației și creșterii costurilor de producție, care nu se reflectă sub nicio formă în prețurile cu care noi ne comercializăm produsele agricole. Pentru că dacă am avea venituri mai mari, în mod cert am putea să plătim și aceste costuri, de exemplu cu RCA-ul, cu creșterea costului la combustibilii pe care îi utilizăm în agricultură, nu ar mai fi atât de gravă situația. Asta ar fi o parte dintre nemulțumiri. Dar nemulțumirile sunt mult mai multe în agricultură și
De aceea și aceste reacții ale fermierilor pe care le vom mai vedea în perioada următoare. Adică nu se întâmplă doar astăzi, s-ar putea să ne așteptăm și în restul zilelor, și mâine, și în zilele următoare la astfel de forme de protest? Da, sunt mai multe discuții, mai multe organizații de fermieri, mai multe teme de nemulțumire, să spunem, care nu sunt, să spun, coagulate într-o poziție comună la nivel național. Există o problemă foarte mare și anume impunerea prin acest plan național strategic a lăsării unei părți a terenului necultivat, acea pârloagă, acele elemente neproductive pentru care unii fermieri nu sunt pregătiți. Vorbim de un procent de minim 5% care ar trebui lăsat necultivat, mă rog, cu diferite variațiuni. Asta ar fi o problemă. Alte probleme sunt date, cum am spus, de nemulțumirea aceasta din cauza situației financiare extrem de precare a fermierilor noștri, care vin după 3 ani foarte complicați, 2020, 2021, cumva 2022, unul din 2 ani un pic mai bun și un 2023 din nou extrem de prost în agricultură. Deci când fermierii nu mai reușesc să se capitalizeze sub nicio formă, să producă pentru piață, dar să rămână și viabil, să le rămână bani pentru a continua ciclul de producție, asta duce la aceste nemulțumiri majore care s-au coalizat, să spunem, fermierii din diferite zone ale țării și au dus la aceste proteste, care în cel mai bun caz se vor opri după ce se vor transmite niște semnale, așa cum este ziua de azi sau ziua de mâine, dar care ar putea și să continue în perioada următoare. În ce condiții ar continua? Dacă nu ajung la o înțelegere cu autoritățile sau la ce vă așteptați din partea autorităților? La ce răspuns? În primul rând, autoritățile trebuie să vină cu răspunsuri mai clare și ferme legat de situația actuală a fermierilor. Așa cum știm, fermierii europeni, în special cei din România, dar în general fermierii europeni, depind de aceste subvenții europene. Și noi astăzi nu știm dacă suntem obligați să îndeplinim anumite condiții. În special, oficial ar trebui să le îndeplinim, dar nu știm încă, la acest moment, în luna ianuarie, când planurile de cultură trebuie făcute, nu știm dacă trebuie să lăsăm teren necultivat. Va exista o derogare sau nu? Nu avem un răspuns ferm din partea Ministerului Agriculturii. Sunt mai multe răspunsuri ferme pe care fermierii le așteaptă. Deci, practic, a fost o comunicare foarte proastă din partea autorităților sau ce s-a întâmplat mai exact pe lângă... Nu am primit răspunsurile pe care aveam nevoie. Nu au fost primite. Ce alte răspunsuri mai așteptați? În schimb, am primit aceste vești. Chiar dacă nu am primit răspunsurile pe care le-am așteptat, am primit aceste vești de mărirea costurilor de producție, care ele au venit automat din economie, fără să se întâmple, cum să spun, o compensare cu măcar o veste bună. Cu cât ar fi mai mari prețurile de producție? Costurile de producție noi le estimăm anul acesta cu între 10 și 20% mai mari, pe de o parte datorate inflației, pe de o parte acestor unor costuri suplimentare, repet, pe care încă nu le putem anticipa. Și asta ce înseamnă? Ce înseamnă o creștere de 10, chiar 20%? Ce înseamnă pentru fermieri? Înseamnă falimentul în anumite cazuri. De ce? Pentru că noi nu am avut cum să ne capitalizăm ca și rezultatul acestor ani proști agricoli despre care vorbeam mai devreme. Și atunci vă întreb, cât credeți că va mai dura acest protest? Pentru că, vedem, sunt foarte multe zone în care circulația este complet dată peste cap. Ați primit până acum vreun semnal de la autorități, de la ministere, de la guvern pentru încetarea acestui protest? Există negocieri la această oră sau cum arată lucrurile în acest moment? Nu, în acest moment nu există o comunicare pe tema protestului, cum spuneam. Este un protest ad hoc, este o revoltă a fermierilor care au simțit că trebuie să iasă în stradă să-și manifeste supărarea. Au fost solidari cu transportatorii pentru că există o legătură directă între transportatori, între modul în care funcționăm noi pe partea aceasta de
asigurări în agricultură, dar și de cost al combustibilului și atunci, printr-o susținere a transportatorilor, acesta a fost, să spun, elementul declanșator. De aceea spun că este foarte greu de anticipat cât va dura acest protest ad hoc sau dacă acesta este doar un semnal de alarmă care se trage zilele acestea, dar vor urma proteste mai importante în perioada imediat următoare. Protestul, spuneați că a început ad hoc, s-a întâmplat, a fost un protest spontan, deși era luat în calcul această variantă, pentru că urmăream evenimentele din Germania care au început luni. Aveți idee, sunt discuții acum între fermieri, transportatori, pentru a stabili un program clar al protestelor sau deocamdată nu este nimic stabilit în acest sens? Nu este nimic stabilit foarte clar în acest sens. Este un moment în care se încearcă o coalizare a mai multor grupări de fermieri și atragerea simpatiei celor care cred în ceea ce cer fermierii care au ieșit în stradă. Până este un prim semnal. Până la urmă, dacă vorbim de costuri de producție mai ridicate cu 10 până la 20%, asta înseamnă că orice cumpărător ar fi afectat, nu? Până la urmă de prețurile pe care le vor găsi în magazine la alimente. Da, deși peștile din economie par să fie puțin mai bune pentru începutul acestui an, sunt anunțate scăderi ale inflației, scăderi chiar la anumite produse agricole, scăderi de preț, produse agroalimentare. Noi, ca și fermieri, nu vedem de unde ar putea să vină aceste scăderi, pentru că noi vedem costurile pe care le avem, costurile de producție, din ce în ce mai mari. Și, pe de altă parte, vindem producția foarte ieftin, deci există un mare paradox. Dar nu vedem ca produsul final, produsul agroalimentar, în supermarket să aibă un preț mai mic. Deci undeva pe drum, pe filiera produselor agroalimentare, se întâmplă ceva. Veniturile și profiturile nu sunt împărțite echitabil pe toată această filieră. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Așadar, urmărim acest protest în desfășurare, un protest al fermierilor și al transportatorilor, un protest care blochează circulația în mai multe orașe din țară și vedem, am văzut imagini din Cluj. De asemenea, centura capitalei este blocată, sunt mai multe intersecții care au fost complet blocate în acest moment, sub coloane întregi de tiruri și camioane care circulă cu o viteză foarte redusă și au propus fie să nu circule deloc și să blocheze șoselele, fie să circule cu o viteză foarte redusă de aproximativ 10 km pe oră. În același timp, claxonează șoferii acestor autovehicule pentru că vor să se facă auzi. Sunem mulțumiți de schimbările de legi și de scumpirile polițelor RCA, așa că au scos camioanele și tirurile pe străzi. Urmărim subiectul și revenim cu noi date.